Despre rădăcinile latine ale moldovenilor s-a discutat mult, dar criza economică rezultată din perioada de tranziție la o economie de piață a repus în evidență această legătură. Câteva sute de mii de concetățeni de-ai noștri au ales Italia ca și țara de destinație pentru a depăși perioada de grea încercare pentru țara și cetățenii ei. Perioada de adaptare pentru reprezentanții primului flux de migranți a durat 2-4 ani. Apoi au sesizat că integrarea într-o societate străină poate reuși prin cunoaștere reciprocă, prin prezentarea istoriei, culturii, tradițiilor țării de origine. În Italia, în ultimii ani, au fost create câteva zeci de societăți ale moldovenilor. Area geografică, întreaga țară, inclusiv în capitala statului, orașul Roma. În 2004, Tatiana Nogailic, susținută de alți compatrioți, a fondat societatea ASO Moldova. Pentru colaborarea cu organizația de voluntari italieni Seborga nel Mondo, UNICEF Imperia Italia, Tatianei i-a fost conferit titlul onorific Mesager al Păcii în lume. Eu personal am prezentat un proiect care vorbea, implica infirmierile care stau în țara noastră. Deci scopul nostru a fost de a prepara doamnele care stau pe loc aici în Moldova, de a învăța limba italiană, de a veni mai ușor în Italia, deci cu un contract de muncă pe 2 ani, în așa fel doamnele se întorc înapoi, pe urmă iarăși 2 ani, vin înapoi cu o experiență, cu un bagaj mai bogat din Occident. Proiectele sociale ale societății nu le exclud pe cele culturale. O adevărată casă mare au avut posibilitatea să admire locuitorii capitalei italiene și oaspeții Romei. Aceasta a fost edificată peste noapte, în fața Catedralei San Giovanni, de către reprezentanții asociației ASO Moldave. Fiecare dintre ei a adus obiecte care le aduc aminte de casă, de țară. Prestația concetățenilor noștri la sărbătoarea Fiesta del Popoli a fost făcută remarcabilă și grație grupului de dans Hora Moldovei. Din centru, ne deplasăm spre nord, în orașul Trento. Moldovenii de aici au fondat două asociații, Moldova și Amati. Aceștia au chemat italienii să depășească stereotipurile și prejudecățile existente, venind cu argumente relevante, nu doar cu declarații. O confirmare în acest sens a fost și participarea cu naționalilor noștri la Festivalul de Muzică și Bucate Naționale cu genericul Europa, o cină a altei lumi, care s-a desfășurat la Trento. Conaționalii noștri, spre diferență de ceilalți, au decis să dea lovitura de grație și au jucat în fața publicului o nuntă moldovenească veridică, cu toate tradițiile și obiceiurile tradiționale. Presa italiană narat despre acest spectacol de zile mari utilizând adjectivele la gradul superlativ. Acești oameni din scenă, a scris jurnalistul Renzo Grosselli, în viața de zi cu zi îngrijesc de părinții noștri îmbătrâniți. Edifică case, repară apartamente, lucrează în calitate de menajere sau chelnerițe. Aceasta nu împiedică să dea dovadă de o cultură deosebit de frumoasă și o lume interioară bogată.